Binecuvântat să fie Domnul, slăvit să fie Iisus Hristos, pentru căci Lui datorăm toată închinarea, toată lauda. El a făcut cu putință prezența noastră aici. Avem în fața noastră acest text frumos, nu-l voi mai reciti pentru că l-au citit deja frații, dar vom urmări acest text. 1 Petru, vi-l amintesc, 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 5 până la 10. Și mă întrebam despre ce voi vorbi din acest text, pentru că textul vorbește despre mândrie, textul vorbește despre smerenie. Și mă gândeam că nu poți să vorbești despre Iisus Hristos, cel mai smerit om dintre noi, fără să aduci aminte de primul, de cel rău prin care intra mândria în lume. Și nu poți să vorbești despre bine, fără să amintești răul. Și nu poți să vorbești despre lumină, fără să amintești întunericul. Și nu poți să vorbești despre mândrie fără să amintești smerenia, nu-i așa? Sau mai bine zis, nu poți să vorbești despre smerenie fără să spui și despre mândrie. Vedeți, aceste lucruri merg în contrast. Și totuși, întrebarea se pune, despre ce voi vorbi în această dimineață? Mi-am dat un răspuns aseară când pregăteam cuvântarea mea și m-am gândit că la sfârșitul acestei predici, fiecare dintre voi vor fi două tipuri. Sper să nu fie și al treilea tip de oameni, acel care va dormi și nu va înțelege nimic. Sper să nu fie, având în vedere că cuvântarea mea va fi scurtă. Dar va fi un tip de persoană care va spune că am vorbit despre mândrie și celălalt tip de persoană care va spune că am vorbit despre smerenie. Vedeți voi, Dumnezeu, și cred că Dumnezeu ne va vorbi în această dimineață, ne vorbește. Contează atât de mult noi, dacă lăsăm Duhul Sfânt să ne vorbească inimii noastre. Și El va vorbi exact unde vom avea nevoie de noi. Și bineînțeles, mie în primul rând. Dar aș vrea să, mai întâi de toate, până să intrăm în conținutul textului, aș vrea să ne uităm un pic și să înțelegem gravitatea mândriei. Dar nu gravitatea mândriei privită ca și mândrie, ci gravitatea mândriei privită ca și păcat. Pentru că da, mândria este un păcat. Și știți de ce puntez pe acest lucru? Pentru că am ajuns să vorbim despre mândrie ca, știu eu, o calitate mai puțin plăcută la o persoană. Ne realizăm că mândria este un păcat. Am nevoie de două ilustrații și mă voi ajuta de două ilustrații ca să, cu ajutorul Domnului, să vă arăt că mândria este un păcat. O ilustrație va fi din viața de zi cu zi și cealaltă din Biblie, pentru că cred că căci cuvântul lui Dumnezeu este cel care poate să ne învețe. O ilustrație din viața de zi cu zi și ne referim la biserică, dacă știm că ce ar intra în adunare un, știu eu, un criminal, un curvar, un molestator de copii, nu e așa că ne-am separat un pic de el, ne-am uitat un pic mai atent la el? Din ce cauză? Păi are un păcat și un păcat grav, nu e așa? Poate unii mai zeloși nici nu l-ar primi înăuntru. Dar dacă cineva dintre noi ar fi mândru, o să-i treacă, nu-i așa? Înțelegeți voi că gravitatea păcatelor, acestor câteva păcate care le-am mintit, este aceeași. Și aș vrea să privim către un text ca să putem să ne dăm seama, să ne aducem aminte că gravitatea acestui păcat este mare. Un text este din Ezechiel 28, începând cu versetul 14. Vă sfătuiesc să citiți tot capitolul acasă, să vedeți cum a intrat Satan în acest împărat. Începem de la versetul 14, Ezechiel 28, versetul 14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseței tale. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Vedem primul păcat, mândria.
îngânfarea inimii. Din ce cauză? Era frumos. Era atât de frumos. Vedeți, dacă primul păcat din lumea aceasta a fost mândria, mai considerăm noi astăzi îngrozitor dacă unul dintre ei noștri se mândrește cu realizările lui? Sau ni se pare ceva normal? O să-i treacă. Poate e prea tânăr, va îmbătrâni și își va da seama că mândria nu este bună. Pentru că, citind acest text, vedem când a apărut mândria în cel rău, n-a mai putut să stea împreună cu Dumnezeu. El era dirijorul corului în cer. Și când s-a descoperit că are mândrie în el, din ce cauză? Din cauza lucrurilor pe care le-a câștigat el, nu-i așa, prin puterea lui. Domnul le crease toate pentru el. Domnul l-a creat. Nimic nu era lui. Și totuși mândria a intrat. Mai considerăm noi îngrozitor când cineva se mândrește? Căci privind ilustrația de mai dinainte, vedem că dacă cineva a făcut un păcat de curvie sau un criminal, îl privim cu atât de dispreț, dar acest păcat al mândriei îl privim așa de ușuratic. Îl trecem cu vederea. Originea tuturor păcatelor este mândria. Și dacă ne întoarcem la textul citit, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Mândria te va distruge. Mândria te va distruge pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și dacă am privit acest text, suntem mândri. Citim versetul 5, citim versetul 6 și parcă în versetul 6 găsim așa o scăpare. Spune așa, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru că la vremea lui el să vă înalțe. Cum ați interpretat acest verset? Eu de multe ori l-am interpretat greșit. Am găsit cumva o scăpare, dacă mă smeresc, Domnul mă va înălța, nu-i așa? Mai sunt anumite persoane care spun, măi, dacă ești mândri, Domnul îți stă împotrivă și este de rău. Nu, eu cred că este de bine dacă Domnul îți stă împotrivă. Pentru că ce? De ce este de bine? Atunci când Domnul stă împotrivă din cauza mândriei tale, El o face pentru că te iubește și ești copilul Său. Vrea să-și dea seama că mândria pe care o ai nu este bună. Și îmi place acest dar din versetul 6. Dacă Domnul stă împotrivă, dar, tu smerește-te. Sub mâna tare a lui Dumnezeu. Sub mâna lui tare. Pentru că la vremea lui el să vă înalțe. Și o interpretare greșită acestui text este, măi, facem așa un pact. Tu te smerești acum, eu mă smeresc acum și Domnul mă va înălța. Deci, acum dacă sunt mândru cu ce am eu, las toate lucrurile alea deoparte, mă smeresc și Domnul îmi va da mai multe. Este greșită interpretarea acestui text. Pe ce mă bazez? Pe un alt verset din Biblie. Matei 18:4. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi mai mare în împărăția cerurilor. Despre ce vreme a lui vorbește versetul 6? Despre ce înălțare vorbește versetul 6? Vedeți voi că nu vorbește despre pământ. Vedeți voi că vorbește de vremea lui și înălțarea va fi la cer. Dar nu putem să vorbim despre cerul lui fără să nu vorbim despre ce întâmplare cu acul și cu bogatul. Pentru că în ziua de astăzi bogăția aduce mândria. Bogăția aduce mândria. Și Iisus Hristos, cel mai potrivit om să vorbească despre smerenie, cel mai potrivit om să vorbească despre smerenie, pentru că El a fost cel mai smerit, spune așa că va fi lesne, va fi greu să intri printr-o ureche a acului acelui bogat. Din ce cauză? Pentru că are multe bogății de dus în cer? Nu, pentru că este mândru. Și nu mă înțelegeți greșit, nu este rău să fii bogat. Este rău să fii mândru de bogăția ta, pentru că nu este a ta. Cât de mic trebuie să fii ca să poți trece în urechile acului? Cred că aceasta se cheamă smerenie. Acel mic se cheamă smerenie. Acel mic se cheamă smerenie. Și totuși, de unde vine această mândrie? Am văzut în textul nostru, cum a ajuns mândria aceasta la noi? Am văzut în textul nostru căci au intrat prin Satana. Satana a fost aruncat, Lucifer îl mai numesc din cuvântul din limba greacă, luceafărul de dimineață, acel înger strălucitor. A ajuns la Adam,
și a ajuns și la noi. Nu putem scăpa de acest. Le avem și noi. Avem și noi această mândrie. Știți cum a intrat? Prin îngânfarea inimii. Mă gândeam la acest păcat al mândriei și ziceam, cred că este singurul păcat care nu are o scuză. Dacă greșesc, oricare păcat al vorbirii, celălalt m-a făcut să-l vorbesc de rău, al hoției, m-a atras lucruri. Cred că e singurul păcat al mândriei care nu putem să dă vina pe nimeni. Ăla m-a făcut să fiu mândru, n-ai cum. Pornește din interiorul inimii noastre. Pornește din interiorul inimii noastre. Și încercăm să o ascundem. Și sunt oameni care o ascund foarte bine, dar cred că mândria este ca acel miros urât al corpului sau al gurii, când te apropii de ele, îl observi. Iese din interior. Nu stă în exterior mândria. Că unii se mândresc cu puținul care au, pe care l-au cu o haină. Asta e și mai rău, dar din interiorul nostru, prima oară, îngânfarea inimii. I s-a îngânfat inima pentru ceea ce avea și nici măcar nu era lui. Era pus doar să slujească el acolo. Era pus să slujească. Deci a fost mândru, era frumos, arăta bine. La fel facem și noi astăzi. Uitând că Dumnezeu ne-a creat așa de frumoși. După aia trece timpul, ne îngrășăm, ne cade părul, nu-i așa? Surorile fac 2-3 copii, nu mai arătăm așa de bine. Mă gândeam cât de frumos a lăsat tot acest pasaj al nostru în această lume. Deci a fost o perioadă, nu putem să spunem de nu, și noi am fost mândri. Cu acel ce aveam, ne știm că nu este al nostru. Dumnezeu lasă acest pasaj, această călătorie pe pământ, ca să ne dăm seama că încet, încet ne apropiem de veșnicie. Cum ne apropiem? Contează mult. Bogatul se poate mândri cu bogăția lui. Sau poate să fie mai smerit decât săracul cu neavuția lui. Contează starea inimii noastre. Trebuie să ne rugăm pentru starea inimii noastre să fie o stare plăcută Domnului și Domnul să ne ajute. În versetul 6 vorbește așa de frumos, dacă am vorbit despre mândrie, nu putem să nu vorbim despre smerenie cum am vorbit. În versetul 6 spune așa, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și ca să înțelegem de ce mândria este un har, trebuie să înțelegem că mândria este îngrozitoare. Pentru că de multe ori am tratat-o doar așa, și eu am tratat-o. Este mândru, o să-i treacă. Nu, este foarte rău acest păcat al mândriei. Din ce cauză? Pentru că vă duce în alt păcat. Și vă duce în alt păcat. Ajunge începutul mândriei și ni se pare atât de simplu. Va trece. Nu, nu va trece, pentru că va da în alt păcat. Când Domnul stă împotriva ta, când Domnul te lasă, nu stăm bun să facem nimic bun doar noi. Și exact de acest lucru. Pentru că dacă în ziua de astăzi ne stă un frate împotrivă, poate un aproape, un prieten, cel rău ne stă împotrivă, dar păi să ne mai stea și Dumnezeu împotriva noastră. Ar fi o nenorocire. Ar fi o nenorocire și de aceea spun că mândria ne va distruge această mândrie. Cred că primul lucru pe care punctează cel rău când vine la noi este mândria. Din ce cauză? Pentru că el știe că dacă Dumnezeu descoperă mândria în noi și nu vede smerenia în noi, el va sta împotriva noastră. El nu poate să stea împreună cu noi dacă noi suntem mândri. Înțelegem noi în această dimineață acest lucru. Dacă noi suntem mândri, Dumnezeu nu poate să stea. Și exact cu acest lucru vine Satana, pentru că el vrea să fim despărțiți de el. Și singurul lucru care ne poate despărți pe noi de Dumnezeu este păcatul. Și mândria este un păcat. 1 Petru 5:5, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Tot ceea ce trebuie să facă cel rău este să-l facă pe creștin să se mândrească. Tot ceea ce trebuie să facă, îi ajunge. Mă gândeam, de ce lucru s-ar teme cel rău la un creștin? Și mă gândeam că se teme la un creștin de smerenie. Din ce cauză? Pentru că este o calitate pe care el nu are. Cum poți tu, dacă ești mic, să te mândrești, nu? Cred că, pentru că și în versetul mai după spune că
El va fugi de la voi. Dar cum poți să te împotrivești? Sunt multe metode, dar dacă vorbim despre smerenie, este un lucru pe care putem să-l folosiți. În versetul 9 scrie, împotrivița lui tare în credință, nu? Când te împotrivești cu smerenia și nu prea există împotrivire în smerenie, dar el va fugi de la voi. El va fugi de la voi pentru că este o calitate pe care el nu are. El dă har celor smeriți. Să învățăm acest exemplu frumos pe care l-a dat Iisus Hristos al smereniei. În partea a doua și încerc să mă apropii de încheiere, aș vrea să găsim câteva situații ale mândriei la noi în text. În versetul 5 găsim puterea, tinerii sunt puternici, legăturile voastre, persoane cu relații, și asta ne face să fim mândri, suntem tineri, avem putere, avem legături, avem relații, ne poate face să fim mândri. Vârsta mai ales, sunt tânăr, pot să fac ce vreau, dar dacă priviți continuarea versetului 5, spune așa, în toate acestea fiți împodobiți cu smerenie. Ce contrast frumos! Putem să găsim mândria în tinerețea noastră, în relațiile noastre, nu sunt bătrân. Dar în continuare versetului, nu, în toate acestea fiți smeriți. O altă situație a mândriei pe care o găsim în textul nostru, în versetul 2, în versetul 7, certitudine. Eu, îngrijorările mele, eu le țin pentru mine, eu reușesc să mă descurc, eu am prieteni, eu am relații, eu sunt încă tânăr, dar nu, contrast, smerenia. Când ești smerind, poți să arunci asupra lui îngrijorările tale și să te lași în mâna lui, pentru că el îngrijește de noi. Când ești mândru, nu poți să faci acest lucru. Te bazezi pe tine, pe puterile tale. O altă situație, versetul 8, experiență. Eu am mai avut această problemă, am reușit cumva să o fentez. Te încrezi în tine, în puterile tale, te mândrești. Dar versetul 8 spune așa, fii strâși și vegheați, nu adormi în ceea ce crezi tu că știi. Spune așa, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine se înghită. Dumnezeu ne face de cunoscut că cel rău dă târcoale, cel rău încearcă să ne aducă mândria. Smerește-te. Singur nu-l putem învinge pe diavol, doar împreună cu lui Dumnezeu trebuie să ne lăsăm în mâna lui. Și aceasta se poate face doar prin smerenie. Versetul 9 și ultimul. Situația. De multe ori, în situațiile în care le avem în viețile noastre, în privire cu ceilalți, cu apropiații noștri, cu prietenii noștri, doar eu am aceste probleme. Doar eu am aceste probleme și putem să ne lăudăm și cu neajunsurile noastre. Nimeni nu le mai are ca ale mele. Numai eu trec prin problemele acestea și cuvântul lui Dumnezeu ne spune nu este adevărat. Frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Smerește-te și ceilalți, apropie-te, caută părtășia, caută smerenia. Cred că ca să fim oameni care El vrea să fim, trebuie să înțelegem că mândria este un păcat și că smerenie este acel lucru care ne apropie de Dumnezeu. Am învățat-o de la Iisus Hristos prin smerenia Lui. Mi-a plăcut cum a dat acel exemplu cu copilași. Parcă ne spunea, eu să mă duc în cer, nu o să mă mai vedeți, aveți pagine de Scripturi, dar uitați-vă din când în când la un copilaș. Mă gândesc la un copil de o lună, de două, de trei, mergem și îi vedem atât de frumoși, chiar de unde am fost la cinea, este atât de frumos și lauzi, wow, dar el rămâne indiferent. E mândru? Așa cred că așa vrea Iisus Hristos să fie. Chiar dacă te laudă cineva, nu prea mai sunt cazurile de laudă în ziua de azi, dar chiar dacă te laudă, cineva să rămâi smerit, exact ca un copilaș, ca un prunc. Cât de frumos, poți să lauzi oricât. Mă apropii de încheiere și mă rog ca Domnul să ne vorbească și în continuare. Slăvit să fie Domnul, amin.